e podcastul lui Fințescu. Lui Fințescu. Podcast răsărit, în general despre industria muzicală, dar și despre alte subiecte arzătoare. Podcast în general înregistrat în mașină, în timp ce conduc, așa că scuzați înjurăturile, iritarea din voce, care s-ar putea să fie provenită nu numai din viață, dar și de pe asfalt. Salut și bine v-am găsit la podcastul lui Fințescu. Suntem la episodul cu numărul 30, un episod pe care m-am gândit eu să-l fac așa, profitând de faptul că sunt nevoit să stau acasă și așa că înregistrez de acasă, să-l fac cu un research foarte baban așa. Și m-am înhămat la o chestie care mi-a consumat mult mai mult timp decât m-aș fi așteptat. Sper să fi ieșit totuși ceva. N-am să divulg încă despre ce e vorba. Divulg, eu ce cuvinte folosesc, dar mă rog, n-am să divulg încă despre ce e vorba, am să vă spun însă că acest podcast pe care eu îl postez luni 23 martie a fost înregistrat duminică 22 martie, adică fix cu o zi înainte, și asta înseamnă că suntem la fix două săptămâni de când autoritățile române au luat primele măsuri pentru combaterea răspândirii virusului COVID-19 și a epidemiei de coronavirus. Este vorba despre interzicerea evenimentelor cu mai mult de 1000 de oameni. 8 martie este așadar, din punctul meu de vedere, ziua zero a începutului acestei perioade în care, iată, lucrurile din păcate încă se înrăutățesc. Așa că fiecare podcast din fiecare săptămână va începe cu o statistică, și anume, conform site-ului worldometer.com, azi duminică, da, în lume sunt confirmate 308.564 de cazuri, iar acum o săptămână erau 169.593 de cazuri. Asta, dacă nu mă înșeală pe mine aritmetica, înseamnă o creștere de cam 55% a cazurilor de infecție coronavirus înregistrate la nivel mondial. Și informația asta am zis că o să o repet în fiecare săptămână, pentru că abia în momentul în care această creștere va începe să se diminueze sau chiar să dispară, să ajungem la o stagnare, e bine, abia atunci putem începe să sperăm că lucrurile vor începe să reintre în normal. Deocamdată punctul ăsta nu se întrevede în vreun viitor estimabil sau cel puțin nu există vreo autoritate despre care să știu eu și care să fie emis în momentul ăsta o dată la care această pandemie să ne permită să ne reluăm activitățile la modul normal. Bun, și dacă tot am început cu statistici din astea, evident că voi vorbi și săptămâna asta despre criza cu care ne confruntăm. De data asta am întreprins o cercetare pe comunicarea de criză. Am făcut așa. Am încercat să identific personalitățile românești care au o amprentă digitală atât de mare încât am putea spune că pot influența masele, pot influența opinia publică, și am făcut această cercetare cu cifre. Dar for fun, așa, înainte să intru în cifre și înainte să-mi fie foarte clar conturat în cap cam care ar fi mecanismul pe care să-l aplic, am pus și eu o întrebare pe Facebook și am întrebat în bula mea cam care ar fi, din punctul de vedere al oamenilor cu care sunt prieten pe Facebook, personalitățile românești care au capacitatea de a influența masele. N-am zis online și o să urmeze aici un lung pomelnic de nume. Pe unii dintre ei îi știți, pe alții nu, pe unii dintre ei așa i-am învățat și eu, dar după aia o să vă zic cine a rămas din lista asta. Simona Halep, Andreea Marin, Andy Moisescu, înalt preasfinția sa Daniel, Andrei Pleșu, Mihai Șora, Mircea Cărtărescu, Shelly, Leo de la Cuveit, ăsta e un manelist, acum am aflat și eu de el, George Buhnici, Titi Aur, Horațiu Mălăele. Apropo, ordinea în care vă zic numele astea este ordinea în care au fost ele scrise în comentariile de la postarea mea, să nu credeți că e vreun top sau vreo ceva aici. Maia Morgenstern, Andreea Esca, Adi Despot, Nane, Azteca, Bogdan Șerban, Ovidiu Buta, Ianis Hagi, Alex Dima, Roman Burlacă, Teo Trandafir, Moise Guran, Lucian Mândruță, Mihai Bobonete, Tudor Chirilă, Ion Țiriac, Marian Godină, Vlad Voiculescu, Melania Medeleanu, Călin Goia, Gică Hagi, CTP,
Mircea Badea, Oana Pelea, Raed Arafat, Dan Diaconescu, DJ Optic, Chelu, Dorian Popa, Jador, Marius Manole, Dana Budeanu, Gabriel Liceanu, Dan Voiculescu, Horia Roman Patapievici, Ion Aurel Pop, Părintele Constantin Necula, Leo de la Strehaia, Florin Piersic, Cornel Ilie, Dan Byron, Micuțu, Oreste, Cabral, Florin Călinescu, Răzvan Simion, Dani Oțil, Andreea Berecleanu și Florin Busuioc. Acum, Luana Ibaca a făcut un coment care a însemnat mult pentru mine, pentru că m-am prins că a existat cineva care chiar a citit, mi-a citit gândurile într-un fel, a citit intenția din spatele rugăminții mele. Și anume, ea a zis așa, băi, oameni buni, ca să influențezi opinia publică, ai nevoie de urmăritori în online, pentru că altfel n-ai cum să o influențezi. Ceea ce este absolut adevărat. Și pentru a analiza capacitatea unei personalități de a influența opinia publică în mod direct, fix în online trebuie să mergem, pentru că altfel, dacă o televiziune popularizează mesajul unui personaj public, ei bine, atunci nu știi exact care dintre ele e mai eficient, fie imaginea personajului, fie trâmbița pe care o deține mijlocul de comunicare în masă. Și tocmai de asta m-am limitat la online și am pornit de la următorul raționament. Am zis așa, domne, în online, ca să ai o voce, într-o primă instanță, înainte să explodeze social media în felul în care au explodat în zilele noastre, e absolut necesar, sau a fost absolut necesar, să ai o pagină de Facebook mișto. Și atunci am pornit de la topul persoanelor. Persoane înseamnă oameni în carne și oase, deci nu companii, nu entități, ONG-uri și așa mai departe. Persoanele cu cei mai mulți followers și cu cele mai multe like-uri la paginile de Facebook. Repet, raționamentul din spatele acestei ipoteze a fost că dacă au multe like-uri pe Facebook, înseamnă că se preocupă de pagina aia de ceva vreme, că o au de ceva vreme, așa că sunt conștienți despre cât de importantă este amprenta noastră digitală în prezent. Bun. Și am făcut un top bazându-mă pe un site pe care l-am primit de la Avin și de la Marian Hurducaș, vă mulțumesc amândurora, se numește socialbakers.com. De acolo mi-au venit topurile de Facebook și am luat primii 20. După care, la oamenii ăștia, în ordinea în care i-am avut clasați, am mai analizat și conturile de Instagram din punctul de vedere followers și canalele de YouTube din punctul de vedere subscriberi. Și au reieșit încă 3 topuri, cum ar veni. Și pentru locul 1 din fiecare top am acordat câte 20 de puncte, pentru locul 2 19, bla bla, până la locul 20, care a primit un singur punct. Bun. O să vă citesc în momentul de față locurile de la 20 la 1, spunându-vă că eu am analizat primii 10. Așadar, pe locul 20, Klaus Iohannis, 9 puncte. Are 1,866 de milioane de like-uri pe Facebook, are 0,108 milioane de followers pe Instagram, nu are canal de YouTube. Pe locul 19, Dr. Andrei Laslău, are 2,269 de milioane de like-uri pe Facebook, are 0,106 milioane followers pe Instagram și n-are canal de YouTube. Andreea Bănică e pe 18, are 1,782 de milioane de like-uri pe Facebook, are 731.000 de followers pe Instagram și 26.000 de subscriber pe YouTube. Pe locul 17, Tony Pop Tămaș are 2,403 milioane de like-uri pe Facebook, are 101.000 followers pe Instagram și 6.000 de subscriber pe YouTube. Pe 16, Eduard Maia are 1,199 de milioane de like-uri pe Facebook, 62.000 de followers pe Instagram și 318.000 de subscriber pe YouTube. Pe locul 15, Valentin Bosioc are 3,052 milioane de like-uri pe Facebook,
50.000 de followers pe Instagram și 13.000 de followers de subscriber pe YouTube. Valentin Bosioc este un atlet, el este culturist, din câte am putut eu observa. Pe 14, Anda Adam are 1,670 de milioane de like-uri pe Facebook, 1 milion de like-uri pe Instagram, dar doar 191.000 de subscriber pe YouTube. Laura este pe 13, are 2.017.000 de like-uri pe Facebook, are 1,1 milioane de followers pe Instagram și și ea doar 196.000 de subscriber pe YouTube. Pe 12 este Cătălin Măruță, are 1,947 de milioane de like-uri pe Facebook, are 668.000 de fani pe Instagram și 491.000 de subscriber pe YouTube. Pe 11, Elena Gheorghe cu 2,367 de milioane de like-uri pe Facebook, 1,1 milioane de followers pe Insta și pe YouTube are 181.000 de subscriberi. Și acum intrăm în topul celor analizați. Deci pe oamenii ăștia chiar i-am analizat. Connector este pe 10 cu 2,462 de milioane de like-uri pe Facebook, are 475.000 de subscriber pe Insta și 320.000 de subscriber pe YouTube. Giuliano Stroie este pe 9. Giuliano e un copil minune, culturist, la 11 ani a intrat în cartea recordurilor pentru mers în mâini cu o greutate între picioare. Mă rog, e atlet, dar are 15-16 ani în momentul de față, are 3,438 de milioane de like-uri pe Facebook, dar doar 28.000 de followers pe Instagram și pe YouTube are 561.000 de subscriber. Canal de YouTube puternic, după cum se vede. Delia este pe 8, are 2,195 de milioane de like-uri pe Facebook, are 2,2 milioane de followers pe Instagram. După cum vedeți, are Instagramul mai puternic decât Facebook-ul, nu sunt multe astfel de cazuri. Și are 317.000 de abonați la canalul de YouTube. Nici aici nu avem de-a face cu un canal de YouTube la fel de puternic pe cât e restul imaginii digitale a artistei. Accent este pe 6, are 3,474 de milioane de like-uri pe Facebook, dar doar 188.000 de followers pe Instagram și 500.000 de subscriber pe YouTube. Alexandra Stan este pe 5, are 3,115 milioane de like-uri pe Facebook, are pe Instagram 451.000 de followers și pe YouTube 911.000 de abonați. Smile este pe 4 cu 3.199.000 de like-uri pe Facebook, 1,7 milioane de followers pe Instagram și 735.000 de subscriber pe YouTube. Antonia e pe 3, are 3,262 de milioane de like-uri pe Facebook, 2,3 milioane de subscriber pe Insta și 722.000 de subscriberi. Pe 2 este Andra, are 1,57 de milioane de subscriber pe YouTube, 2,2 milioane de followers pe Insta, iar pe Facebook are 3,5 milioane și mai bine de like-uri pe Facebook, după cum am spus. Campioană în România și evident datorită faptului că nu e doar în România, este Ina, care are 11.130.000 de like-uri pe Facebook, 2,8 milioane de followers pe Instagram și 5,81 milioane de abonați la canalul de YouTube. Așadar, dintre toți ăștia de i-am citit eu în pomelnicul de mai devreme, după cum vedeți, nu e niciunul care să aibă o amprentă digitală care să-l ajute ca, așa, cu de la sine putere, să-și impună punctul de vedere sau să comunice idei care să fie în stare să schimbe masele. Bine, aici evident că treaba e discutabilă, dat fiind faptul că, nu știu, probabil că sunt printre ei oameni care, deși au mai puțini urmăritori, ăia care sunt la rândul lor formatori de opinii mai mici sau mai mari și atunci părerile ăstora s-ar putea difuza prin intermediul altor formatori de opinie mai mici sau mai mari.
mari. Dar asta deja e o teorie separată. Noi aici studiem oamenii care au posibilitatea să facă direct treaba asta. Și în caz că nu mă credeți, cu ajutorul soției am reușit să fac niște statistici și pentru Facebook-urile pomelnicului de nume pe care le-am avut și spicuiesc așa câteva. Peste un milion au doar Simona Halep, 1,6, Andreea Marin, 1,5, Andy Moisescu, 1,4. În rest e jale, adică, uite, Dorian Popa mai are 970.000, dar în rest puțin sunt cei care au mai mult de 500.000, Andreea Berecleanu, de exemplu. Alții nici nu vine să zic, adică alții nici n-au pagină de Facebook, gen Andrei Pleșu, Mircea Cărtărescu, nu au paginile lor proprii. Iar Leo de la Cuveit, dacă vă interesează, în secunda asta are 8.000 de like-uri pe Facebook, deci e proaspăt venit. Leo de la Strehaia n-are deloc, dar Horia Roman Patapievici are 26.000. Iar părintele Constantin Necula are 154.000 de like-uri. Mă rog, cumva e super egalitarist Facebook-ul ăsta. Toți avem like-uri, știi? Chit că suntem niște tipi extraordinar de deștepți și de duși la școală, chit că suntem niște semi-analfabeți care cântăm două note, nu se deosebește cu nimic din punctul de vedere al numărului de like-uri. Așa, cel puțin la cifre, știi? Bun, deci avem top 20, v-am zis că am analizat top 10, v-am explicat metoda după care m-am ghidat, am realizat faptul că la mine în bulă formatorii de opinie ai maselor nu au foarte mare cădere, au fost câțiva din top 20 care au fost sugerați, e vorba despre Connector, despre Andra și cam și despre Smiley, ăștia trei au fost menționați, dar în rest nu. Bun, acum știm de ce am analizat pe cei care i-am analizat, hai să vă explic și ce am analizat la fiecare. Am stabilit că 8 martie este ziua 0 a interdicțiilor stabilite de autorități, atunci au fost emise primele și așa că aia va fi ziua de la care voi investiga postările de pe cele 3 canale de comunicare, e vorba de Facebook, Instagram și YouTube, la fiecare dintre ocupanții locurilor de la 10 la 1. Am analizat numărul de postări, am analizat câte postări din astea n-au absolut nicio legătură cu coronavirus și am mai analizat și modul în care cele care au legătură au legătură. După care o să trag și niște concluzii, dar cred că tot acest demers al meu vă va ajuta pe fiecare să trageți propriile concluzii, asta e una la mână, și doi la mână, sper din toată inima ca prin sugestie sau prin faptul că veți remarca lucrurile pe care oamenii ăștia nu le-au făcut sau nu le-au zis, să vă vină vouă idei, vouă fiecăruia din cei care mă ascultați, să vă vină vouă idei să comunicați eficient și să ajutați oamenii să înțeleagă despre ce e vorba și să se comporte în mod adecvat perioadei de criză pe care o traversăm. E cumva responsabilitatea fiecăruia dintre oamenii care au mulți followers în online să comunice în perioadele astea de criză, să comunice responsabil și să ajute oamenii să înțeleagă ce se petrece. Am vorbit despre treaba asta de mai multe ori, am vorbit și în podcastul de săptămâna trecută, am vorbit și la Rap Mobile, acolo unde am stat de vorbă cu Lexi și îi mulțumesc și pe această cale pentru invitația pe care mi-a făcut-o. Și iată, ajung și astăzi la capitolul ăsta. E important să se comunice responsabil, mai ales de către cei care dețin în acest moment aceste trâmbițe, cum îmi place mie să le zic, adică efectiv niște canale de comunicare babane, unde dacă zici ceva, bă, citesc, văd, aud foarte mulți oameni. Bun, hai să începem cu locul 1, e vorba despre Ina. Ina pe Facebook a avut din 8 martie și până duminică 24 de postări, din care fără nicio legătură sunt 18. Deci, practic, în două săptămâni doar 6 postări sunt despre coronavirus și temele pe care le are ea sunt următoarele. E o campanie de sprijinire a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, la care dă share. Apoi spune că e dor de scenă, share-uiește campania Dăruiește Viață,
Dă un share de brand la o postare făcută de Land Rover în care oamenii sunt îndemnați să se spele pe mâini, ceea ce mie îmi dă iz de prietenie sau postare plătită, pentru că e mult mai eficient să spui tu însăți, Ina, băi, spălați-vă pe mâini, că e important, decât să dai share de la Land Rover. Și, evident, postări cu stau acasă, stai acasă. Pe Insta sunt 10 postări în timpul ăsta, dar la Ina pe Instagram nu este absolut nicio postare despre coronavirus. Pe Facebook da, pe Instagram nu. Și pe YouTube nu s-a postat nimic pe canalul Inei în intervalul 8 martie 22 martie. De menționat două lucruri ar fi aici. În primul rând că Ina, prin Global Records, casa de discuri deținută și de Ina, a contribuit major la bunăstarea muzicienilor pe care îi are în ograda ei, avansând două cântări pe lună, pe lunile martie și aprilie, fiecăruia dintre acești artiști, și s-a vehiculat, s-a comunicat suma de 100.000 de euro, plus 25.000 de euro donați în proiectul inițiat de Dăruiește Viață. Așadar, aici, pe lângă implicare online, avem și implicare directă și veți vedea că în acest top 10 mai sunt artiști de la Global și din punctul de vedere al share-urilor date e o comunicare cât de cât unitară și asta e un lucru mișto. Ce n-am apreciat e faptul că la Ina coronavirus există doar pe Facebook și pe Insta nu. Ajungem la locul 2, la Andra, și aici e de menționat faptul că, lăsând la o parte orice s-ar întâmpla în online, Andra a donat 20.000 de euro pentru lupta împotriva răspândirii coronavirus, și lucrul ăsta iarăși este lăudabil. La Andra pe Facebook, prima postare despre coronavirus apare în 13 martie, așadar la 5 zile după ce au început măsurile, și sunt din cele 11 postări din ultimele două săptămâni doar două care n-au legătură, absolut nicio legătură cu pandemia, ceea ce e wow. Andra postează despre vremuri grele, postează despre hai să stăm acasă, postează despre speranță și răbdare, cât de importante sunt ele în momentul ăsta, are și un hashtag pe care încearcă să-l lanseze, mă rog, l-a folosit o singură dată după care l-a abandonat, hashtag totul va fi bine. Dă și un share de brand la Mastercard. Veți vedea că și Mastercard are o expunere fantastică în acest top 10. Nu știu dacă e o chestie studiată sau nu, dar tind să cred că da, pentru că într-un fel, chiar dacă relația dintre Mastercard și oamenii ăștia e construită în timp, ea există și uite, acum își arată roadele. Am dat la un moment dat, tot prin intermediul soției, peste o listă cu contribuțiile pe care corporațiile le-au făcut în România în lupta împotriva răspândirii COVID-19, și Mastercard nu e foarte sus în top, dar cu toate astea este comunicată mai abitir decât orice alt brand în top 10, veți vedea. Bun, avem și niște live-uri. În primul rând se anunță un live pe Facebook, după care se și întâmplă timp de 33 de minute. Andra stă de vorbă cu fanii ei, le și cântă, și a doua zi există niște live-uri făcute din curte de toată familia Măruță, de fapt nu chiar de toată, sunt Andra, Cătălin și unul din copii, și acolo e vorba despre hai să stăm acasă, suntem o familie și stăm acasă. Bun, la Andra pe Instagram, situația e oarecum asemănătoare. 13 martie tot asta este data la care se începe. Apropo, conturile sunt sincronizate la Andra, cel puțin, între Instagram și Facebook. Sunt 12 postări în acest răstimp, dar irelevante, adică fără coronavirus în ele, sunt 6. Andra aleagă și promourile pentru România au talent pe care le face pe Instagram, de ideea de a rămâne acasă, de a spera, de a fi optimiști, de a depăși criza prin divertisment. Apoi are o postare în care face
reclamă, tind să cred unui prieten, că nu cred că a plătit restaurantul respectiv reclama. E vorba despre o burgerie, din câte mi-am dat seama, și zice că, uite, mâncăm delivery pentru că restaurantele sunt închise. Iar ea recomandă acest restaurant. Plus, mai are o campanie care pare plătită de Domestos, o campanie cu sfaturi, cum să ne păzim mai cu spor de infectarea cu COVID-19, dar oricum este și asta o postare de sprijin al campaniei ăsteia imense pe care ar trebui să o desfășurăm cu toții. La Andra pe YouTube nu s-a întâmplat nimic în timpul ăsta. Antonia, tot pe 13 martie începe și ea să posteze despre coronavirus. Din 8 martie până în 22 are 16 postări, din care 10 n-au niciun fel de legătură cu coronavirus. Atunci când postează însă, deci în cele 6 postări, e vorba despre Stay Safe, este aceeași campanie de la INA cu Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov. Are o campanie plătită de către firma de cosmetice care cred că se cheamă Plush, că nu sunt foarte priceput la asta, pe care o leagă și de ideea de a sta acasă. Apare Dăruiește Viață și la ea, așa cum apare și la INA, dar mai apare încă o campanie, cea inițiată de Salvați Copiii România. E vorba de o campanie care va mai apărea în top 10, dar nu este unanim prezentă la Artiștii Global, așa cum sunt celelalte. Și Antonia mai are o chestie foarte mișto, zice despre sport acasă. Asta e o noțiune foarte bună, din punctul meu personal de vedere, pentru că implică două chestii. Una la mână că stăm acasă și doi la mână că nu stăm, ci facem sport, iar treaba asta face foarte bine la tărtăcuță, după cum spuneam și săptămâna trecută. La Antonia pe Instagram e un pic diferită toată treaba. Sunt 12 postări în ultimele două săptămâni, doar că sunt 10 dintre ele care n-au nicio legătură cu lupta împotriva coronavirus. Prima postare despre chestia asta apare în 18 martie. Cumva mi se pare un pattern, pentru că și la INA pe Facebook se întâmplă multe, pe Instagram nu se întâmplă nimic. La fel și la Antonia sunt doar două postări. Una despre campania Plush, pe care o leagă de ideea de a sta acasă, și încă o campanie plătită de la Louis.showroom despre niște paturi și tot acolo se leagă de ideea de a sta acasă. Nici la Antonia pe YouTube nu se întâmplă nimic în acest răstimp. Și ajungem la Smiley, care din punctul meu de vedere e unul dintre cei mai buni comunicatori în perioada asta. Bine, cumva are și o experiență care îl leagă personal de toată ideea asta de autoizolare, de a ne feri și așa mai departe, dar hai să ajungem și la cifre. Sunt numai puțin de 26 de postări în ultimele două săptămâni pe Facebook la Smiley, dintre care 9 sunt cele care au legătură cu coronavirus. Prima dintre ele este din 12 martie, 4 zile după ce se anunțaseră primele măsuri. Și, în general, tonul pe care îl abordează Smiley este al lui, este emoțional, dar și haios. Nu are postări străine de felul în care postează el în mod obișnuit. Recomandă igiena de mai multe ori, vorbește despre autoizolarea lui și își împărtășește experiența astfel încât să o înțeleagă cât mai mulți. Face chiar un jurnal de autoizolare pe Facebook, are vreo 4-5 postări despre asta. Și dă și share Smiley videoului cu Ana Pelea, care a circulat destul de mult pe net zilele trecute, și el dă share campaniei Mastercard și are o campanie despre cum să ne spălăm pe mâini. E o chestie foarte haioasă și mișto, cu el în rolul principal, și am auzit făcându-se mișto de vedetele care se spală pe mâini. Mie mi se pare ceva absolut firesc și mișto de făcut. Și el dă share la Dăruiește Viață, dar și singurul share al campaniei inițiată de UCMR ADA, care cere radiodifuzorilor și televiziunilor din România să difuzeze cât mai multă muzică românească în această perioadă, astfel încât compozitorii români să fie cei care încasează banii rezultați din
din aceste difuzări și n-am mai văzut-o nicăieri, deși ar fi trebuit să fie, nu? Pentru că e vorba despre, dintre toate campaniile pe care le-am menționat până acum, singura care ar fi putut să aibă legătură directă, care să ajute artiștii. Ei sunt printre categoriile profesionale cel mai puternic lovite de pandemie, dat fiind faptul că evenimentele sunt interzise, asta înseamnă că nimeni nu mai cântă nicăieri. Dar se vorbește despre asta și v-am povestit și eu despre asta. Bun, la Smiley pe Insta avem 19 postări în ultimele două săptămâni, dintre care 12 sunt fără legătură cu coronavirus, prima dintre ele tot din 12 martie. De fapt, e aceeași postare cu spală-te pe mâini făcută într-un mod haios. Se repetă ideea de a te spăla pe mâini de vreo 3 ori, la fel cum despre autoizolarea lui Smiley este vorba de vreo 4 ori, dar se întâmplă și pe Instagram la el ideea de a comunica să stăm acasă, să stați acasă. Share la Dăruiește Viața există și aici și este primul dintre ocupanții locurilor 1-4, cred că suntem în momentul de față. Așadar, este primul care anunță un concert propriu-zis online. S-a întâmplat deja, dar îl promovează pe Insta. E un pic ciudat că nu e promovat în altă parte și, mă rog, cert e că acolo l-a promovat, acolo probabil că a și avut loc. La Smiley pe YouTube se întâmplă în sfârșit ceva. Există două videouri uploadate în această perioadă și dintre ele unul, cel uploadat în 18 martie, are legătură. E vorba despre un vlog din autoizolare care a fost de altfel șeruit și pe Facebook. Pe locul 5 este Alexandra Stan, care în total pe Facebook postează de 9 ori, dintre care 4 postări sunt absolut fără legătură. Prima postare despre coronavirus este destul de devreme față de restul, este din 11 martie. Ea insistă pe stați acasă, are vreo 4 postări despre asta și ea este extrem de atentă să își educe fanii despre cum e bine să aibă comportamentul legat de igienă în această perioadă și mai dă share la o fotografie publicată de pe un cont personal cu echipa din linia întâi de la Victor Babeș și își comunică mulțumirile. Niciun fel de campanie, niciun fel de acțiune directă la Alexandra Stan pe Facebook. Pe Insta sunt 10 postări în perioada asta, dintre care 7 n-au nicio legătură, deci 3 postări despre coronavirus, dintre care prima este mai încă de mai devreme decât pe Facebook. Prima este din 10 martie. La Alexandra Stan pe Facebook sunt sfaturi de evitare a răspândirii pandemiei, evident stați acasă și o postare de pe malul mării în care, mă rog, comunică un lucru nu chiar real, dar felul în care comunică lucrul ăsta e destul de haios, în sensul că dacă te plimbi la marul mării, îți ții departe virusul de tine. Chestia asta e în engleză, mă rog, e un vers, e destul de haios, chit că nu e foarte real. Mie cam vine să taxez treaba asta, sincer să fiu, că e foarte important să nu se comunice informații care nu sunt adevărate, mai ales de către oamenii ăștia care, repet, au în preajma lor un public numeros și atunci vor fi ascultați și crezuți de mult. Ajungem la locul 6, Accent, aici terminăm foarte repede. La Accent pe Facebook sunt 2 postări în ultimele 2 săptămâni, dintre care una n-are nicio legătură cu coronavirus, iar cealaltă din 14 martie e pur și simplu despre amânarea unor show-uri din India și, evident, în comunicatul de presă, care am impresia că e dat cu copy-paste acolo, e vorba și despre safety first și așa mai departe, dar ideea e că el își amână niște show-uri. Pe Instagram e un pic dubios pentru că el și-a făcut niște promo la concertele pe care le-a anulat, le și anulează, adică are postarea în care se anulează aceste show-uri, dar rămân postările care promovează niște evenimente care nu se mai țin, nu știu dacă e tocmai bine. În rest, niciun fel de referire la epidemie, la pandemia de coronavirus, niciun fel de indicație, niciun fel de mesaj pentru fanii Accent, doar pentru cei din India, că acolo erau show-urile care s-au anulat. Pe YouTube, Accent, nu se întâmplă absolut nimic în perioada asta.
Ajungem la locul 7, Andreea Bălan, care pe Facebook este extrem de activ, are 20 de postări în perioada asta, dintre care 16 însă n-au absolut nicio legătură cu coronavirus. Prima însă are loc foarte devreme, chiar în 10 martie, asta înseamnă marți după duminică. Ea, această postare din 10 martie, de fapt share al unui mesaj de pe un profil privat, din câte am înțeles eu de acolo, era vorba despre o tipă care organizează nunți și care își văzuse activitatea suspendată de acele prime măsuri și chema la unitate din toate punctele de vedere, adică unitate de business, unitate între oameni, unitate de speranță. E un share la treaba asta. Andreea Bălan are însă una dintre cele mai șmechere postări despre coronavirus din punctul meu de vedere, și anume ea citează care sunt sursele credibile de informare în perioada asta. Mie asta mi se pare esențial, să înveți oamenii unde să se uite, unde să caute informațiile adevărate, și ea are o listă foarte bine făcută, e vorba despre surse de informare exclusiv oficiale. Dă și ea share campaniei Salvați Copiii României și evident comunică și ea mesajul Stăm Acasă. Pe Instagram are 18 postări, dintre care 14 n-au nicio legătură cu coronavirus. Prima postare însă se întâmplă abia în 15 martie. E o postare fără prea multe detalii în care ea doar zice apărați-vă. Asta e ce trebuie să faceți, apărați-vă. După care restul postărilor sunt cu Stăm Acasă și Spălați-vă pe mâini. Pe YouTube, la Andreea Bălan, se întâmplă lucruri în aceste două săptămâni, se postează 3 videouri, dar niciunul n-are legătură cu coronavirus. Delia, ajungem și la ea pe locul 8. La Delia pe Facebook sunt 9 postări în ultimele două săptămâni, dintre care 5, adică aproape jumătate, n-au legătură cu coronavirus. Prima postare apare destul de târziu, în 15 martie. Este postarea unitară cu restul artiștilor Global, cea cu Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov. Share la Dăruiește Viață și aici se încadrează, intră în front cu ceilalți artiști Global, dar și un share la One United Properties, care se implică activ, dă niște bani și ea spune că hai să facem toți ceva, probabil e implicată direct sau indirect în această acțiune. După care ce mai face ea, evident comunică mesajul Stăm Acasă și mai dă un playlist pe YouTube, un playlist de a fi pozitiv, un playlist făcut de ea. Foarte mișto, chestie pe care am uitat să vă zic, dar am văzut-o și la Antonia și ea făcuse un playlist de făcut sport acasă, tot pe YouTube, și ăsta e un lucru de apreciat. Mai dă un share pe YouTube la A Letter for the Virus, care e ceva din altă țară, la noi nu prea s-a propagat și nici n-a avut cine știe ce ecou la ea. Și mai dă, apropo de ce spuneam mai devreme în legătură cu liderii de opinie pe care i-am avut la mine în bula de pe Facebook și care pot ajunge lideri de opinie fiind comunicați de oameni cu o amprentă digitală mult mai mare, ei bine, Delia dă share mesajului lui Lucian Mândruță, în care el explică oamenilor că e bine să stea acasă și să fie responsabil. Pe Instagram, la Delia, cei care o urmăresc știu, e nebunie, în două săptămâni are 37 de postări și destul de multe în legătură cu coronavirus, în speță fără sunt 23, ceea ce înseamnă că 14 au legătură cu virusul. Prima este din 14 martie și e o postare destul de dubioasă, este pur și simplu un share, un screenshot de fapt, cu politica pe care guvernul lui Boris Johnson a propus-o în Marea Britanie săptămâna trecută, am impresia, aia în care ei ziceau, domne, n-ai cum să scapi de virusul ăsta, așa că ideea e, hai să ne infectăm toți ca să dezvoltăm imunitate și după aia o să fie bine. Între timp, Marea Britanie a revenit asupra acestei politici
critici și acum fac și ei ce face toată lumea, adică încearcă să țină cât mai multă lume în casă și suspendă activități și campionate și așa mai departe. Ce e foarte dubios la postarea asta este că Delia a pus screenshot-ul fără niciun fel de comentariu. E o postare controversată și Delia îi place controversa, doar că nu cred că o astfel de postare în timpurile pe care le trăim nu merită măcar o luare de poziție, oricare ar fi fost ea vis-a-vis de ce zice Boris Johnson. Apoi, restul postărilor de pe Instagramul Deliei sunt cumințele, spălați-vă pe mâini într-un mod haios pus. Promovează asociația Zi de Bine și are vreo 4 postări cu mesajul Stau acasă. Și ea postează despre sport acasă, chiar are vreo 2 postări în sensul ăsta și este singurul artist pe care l-am văzut cântând pe bune. Are o postare în care cântă, cred că la ea pe balcon, cântă la flaut și cântă frumușel. E ciudat că am ajuns tocmai pe locul 8 pentru a vedea un artist care și cântă în perioada asta, nu doar atunci când are concert. Bun, la Delia pe YouTube nimic. Ajungem la Giuliano Stroie, unde e simplu, la el nu există coronavirus. Repet, nu cunosc personajul, din câte am învățat despre el din online, pare extrem de dezorganizat, nu e o strategie de comunicare digitală acolo, e pur și simplu un adolescent care face sport. Și ajungem la locul 10, care e Connector și unde se întâmplă niște lucruri pe care aș vrea să le comentez mai îndeaproape un pic. Așadar, prima postare despre coronavirus la Connector pe Facebook apare în 11 martie. El postează de 10 ori în 2 săptămâni, dintre care 5 postări sunt despre pandemia coronavirus. Are o teorie pe care o expune de 2 ori, odată și a hate pentru că zice că se întorc românii în țară cu dorul în saci, ceea ce e o expresie frumoasă, adică și-au luat dorul de acolo și l-a duc cu ei acasă, dar oamenii înțeleg prost treaba asta și se iau de el că, vezi doamne, el nu e de acord să se întoarcă românii acasă. Încearcă să se apere, dar, mă rog, ca întotdeauna în comunicare, atunci când ai emis o idee, după aia să încerci tu să ți-o aperi singur, ulterior, n-are niciun fel de efect, adică e departe efectul de acela pe care l-a avut comunicarea inițială, dar are o teorie în care el zice că toată pandemia asta cu coronavirus curăță cumva mizeria din noi, e ca un fel de pedeapsă trimisă de Dumnezeu și noi oamenii trebuie să înțelegem și să redevenim mai buni, să ne unim și doar așa pedeapsa asta va trece. Acum, e părerea lui, eu îi respect, însă cumva din ce postează el rezultă că nu există nimic ce noi am putea face ca să ne ferim sau să limităm treaba asta și nu cred că e tocmai corect. Evident că fiecare dintre noi poate crede orice, dar în momentul în care apare o astfel de criză, fără să vreau să fiu habotnic sau să impun cenzuri, că nu e genul meu ăsta, cred totuși că avem responsabilitatea de a ne limita părerile personale și de a comunica oamenilor doar ceea ce e strict necesar și important, e imperativ important să audă. În rest, în afară de postările astea de pe Facebook, la el nu e nimic legat de stați acasă, spălați-vă pe mâini, evitați aglomerația, nu apare așa ceva. Apare însă pe Instagram aceeași idee, apar textele de pe Facebook și pe Instagram ca descriere ale unor poze cu el. Sunt 10 postări pe Instagram, 5 nicio legătură cu coronavirus. În rest, apare și dor de scenă pe Instagram. Repet, se repetă postările cu lecția de la Dumnezeu, așa cum am mai zis. Și am uitat, și pe Facebook și pe Instagram apare o postare, un screenshot de pe ProSport despre ideea că a apărut un vaccin care previne infectarea cu COVID-19, care este testat acum în China. Acum,
din punctul ăsta de vedere, din câte știu eu, la nivel oficial nu s-a făcut încă nicio declarație și oricum faptul că s-a găsit acest vaccin nu înseamnă că s-a rezolvat problema. Și lucrul ăsta ar trebui menționat, chiar dacă ar fi o veste pe bune, ar trebui să se spună că de la momentul invenției, de la momentul apariției și până la momentul în care el va începe să fie accesibil populației planetei, trece un timp de testare, de retestare și de aprobare și de observație, după care pentru a produce acest vaccin în cantitatea de care e nevoie acum pe Pământ, apoi chiar că mai durează. Așa că nici asta nu cred că e o postare tocmai safe din punctul ăsta de vedere. Iar pe Instagram la Connector mai apare încă o postare ușor dubioasă, are și niște typos acolo, niște greșeli de tastare, dar ceea ce denotă faptul că probabil a scris-o în mare viteză. Dar e o postare pe Instagram în care el poartă mască, e undeva afară, lângă un zid ceva, apare lângă o instituție și în spatele lui se văd foarte mulți bătrâni fără mască, dar foarte aproape unii de alții, și spune că acolo și-a dat seama că de fapt cei care ar trebui să aibă cea mai multă minte și cei care ar trebui să înțeleagă cel mai repede ce are Dumnezeu de comunicat n-au înțeles nimic. Probabil că se referă, asta deduc eu, că se referă la bătrânii din spatele lui. E cumva strategia lui de comunicare. Connector întotdeauna a spus lucrurile un pic pe ocolite, chiar dacă lucrul ăsta l-a costat de multe ori pentru că oamenii l-au înțeles greșit sau l-au interpretat greșit. Face treaba asta și acum. Cred că ar trebui un pic mai multă elocvență și nu că îmi permit să-l critic pe Connector. Repet, omul își face comunicarea fix cum vrea el. Acum vorbesc la modul general. Atunci când postăm despre chestiile astea atât de importante în zilele pe care le trăim acum, e imperios necesar să comunicăm eficient, să comunicăm informația într-un mod corect și cât mai ușor de înțeles pentru toată lumea. A că după aia mai venim noi cu o poantă, că mai facem nu știu ce, da, ok, dar esența, informația aia pură, aia trebuie comunicată și într-un mod cât mai scurt și mai clar și mai la obiect. E foarte important să înțelegem asta pentru comunicarea de criză, pentru că suntem asaltați informațional vrând nevrând din toate părțile. Astea au fost primele 10 locuri după topul pe care l-am făcut urmând un algoritm creat de mine. Nu sunt statistician, nici nu pretind să fiu. Îmi place să fac statistici. Sper că v-a fost de folos. Niște concluzii ar fi că în momentul de față se comunică, ideea de a sta acasă este unanim prezentă aproape și e foarte important să se comunice lucrul ăsta, pentru că de fapt evitarea deplasărilor, evitarea locurilor aglomerate este cea mai eficientă soluție pentru a opri răspândirea infecției. De aceea mi se pare absolut fantastic ce comunică oamenii ăștia în digital, dar pe de altă parte cred că mai e loc de foarte multe lucruri. Adică, bine, e și foarte la început, au trecut doar 2 săptămâni, sper să nici nu treacă foarte multe până ne revenim, dar cu siguranță că oamenii vor deveni creativi și poate că am să mai fac analiza asta, dacă o să am timp, sper să n-am, atunci când s-a terminat, pentru că ar fi tare să vedem cum și-au adaptat comunicarea pe parcursul întregii acestei perioade în care suntem vrând nevrând țintuiți la casele noastre, noi cei din industria muzicală și, mă rog, mulți alții, de fapt din ce în ce mai mulți alții. Bun, concluziile sunt clare, da, comunicați eficient, comunicați, e responsabilitatea voastră de oameni care aveți în jurul vostru comunități de oameni să comunicați despre ceea ce se întâmplă. Criza asta ne afectează pe toți și să o ignorăm este cel puțin o idioțenie. Asta ca să nu zic că este aproape o fără de lege, că n-ai cum tu, în calitate de om care ai o voce ascultată de mulți, n-ai cum să ignori ceva ce îi afectează pe toți. Bine,
Dan Fințescu sunt, ne auzim săptămâna viitoare la podcastul lui Fințescu. Ăsta cred că a fost, după cât de tare mă doare gâtul, cred că a fost cel mai lung solo podcast și uite că are și statul ăsta acasă părțile lui bune. Am reușit să fac o sinteză audio. Încă mă gândesc ce o să postez în scris, parcă nu v-aș da toate informațiile, astfel încât să vă silesc să ascultați ce e aici, dar mâine apare articolul, așa că mai am timp să mă gândesc. Hai pa!